Potrivit celor de la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, în ultima lună, inclusiv duminică, 25 mai, au fost înregistrate per total 12 sesizări. Toate cele 12 sesizări înregistrate, 4 în perioada campaniei electorale și 8 în ziua alegerilor, au vizat posibile incidente electorale produse în mediul rural, fiind tratate cu atenție și responsabilitate pentru a se putea stabili cu certitudine dacă este vorba de fapte penale, de contravenții sau dacă sunt doar suspiciuni ale participanților la procesul electoral. Tot cei de la poliție spun că numărul total de sesizări primite este mult mai redus decât cel înregistrat în anul 2012, când la alegerile locale au fost semnalate 203 posibile încălcări ale legislației electorale, iar la cele parlamentare 61. Pe de altă parte, legat de modul de sesizare al celor 12 posibile încălcări ale legislației electorale, 6 au fost semnalate prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență, 2 au fost sesizate de reprezentanții partidelor politice, 1 a fost semnalată de cetățeni, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la 3 incidente. Referitor la sesizările primite, precizăm că au fost înregistrate 4 infracțiuni, 2 dintre acestea vizând distrugerea și furtul calificat al unor materiale de propagandă electorală, 1 coruperea alegătorilor și 1 violarea confidențialității votului. În toate situațiile se efectuează cercetări sub coordonarea unității de parchet competente pentru documentarea acestor posibile infracțiuni. Totodată, polițiștii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și o sancțiune contravențională de 170 de lei pentru încălcarea legislației privind circulația pe drumurile publice.